La voce di José María Díaz es un campeón que hemos puesto de 8 Estefán, uno que te va a cubrir, no a Puma, que es una Estefana grande. Doamna Paula Music, să vă dau dumneavoastră microfon, că am înțeles că știți ce să faceți cu el, așa-i? Bine, bine. Trebuie să mai amintesc faptul că cei din urmă vor fi cei din tâi. Deci nu știu când voi ajunge cei din tâi, dar cei din urmă iată sunt deja. Despre cărțile mele, pe cum să vorbesc eu? Le las să vorbească pe ele. Așa că îmi găduiți să vă citesc câte un fragment din fiecare în parte și după aceea nu am să vă fac să avut insulta de a crede că nu pricepeți ce e acolo. Fiecare va înțelege se vor la relevii o zombie de rom care de la viași pare așa vorbesc cărțile. Cu aceeași vorbire cu oamenilor diferiți și ei înțeleg fiecare în felul lui altceva. La Paris, după ce am vizitat Louvre-ul, am băgat de seamă că am văzut undeva o librărie care avea drept titlul Mona Lisei. Mona mai și citea. Și m-am zis că n-are rost să nu mai citim și noi să vedem ce se mai întâmplă pe lumea asta. Dar eu am fost la un pic de carte, acolo când îmi facă un decoatie. În așteptare deschide intercului, o veste fierbinte vine să-mi cingă spintele. La poate este anunțată o greva nevestelor, la care, zice, se aderă mai toată suflarea feminină din Franța. O grevă de protest la adresa superbordelului cu cele 40.000 de preotese ale amorului pe care organizatorii campionatului mondial de fotbal din Germania anul 2026 le-au angajat pentru a răspunde arzătoarelor nevoi de amor, ale onor suporterilor care nu mai vor să suporte greul terenului, greul tensiunii intelectuale a jocului de picioare din terenul încingător de patru și cer să-și recorească răduful lângă trufantale de export aduse de prin Europa Estului cel învățat, năucit și el de atâtea binefaceri post-revoluționare. Presa relatează pe larg evenimentul cel cu protestul penelopelor opozitoare a vetrelor de telemaci înfuriate și sature de rătăcirile noilor ulise pe marea de patii plântuită și acum de cele 40.000 de sirene, nu, cea lui Vasile Raită dintr-o altă grevă cu sânge de roșu în curnă. Devorator de jurnale râd mânzește pe sub mustața gândului legănat de banul unor fierbiți promisiuni erotico-fotbalistice cât să le fie și mai dulce mierea dorului de întoarcere acasă. Și tot de prin Franța, Paris, Paris. Să duci cu lumea veche și lumea ta cu tine și să te întorci în suflet cu o lumină nouă. Modernizați foarte, blazați peste măsură, umblătorii români prin lume, cum să le mai zici călător, nu mai au freamături de suflet încercate în epoca de aur cald, când ajungi într-un aeroport cu în buzunarul de lângă inima multe revenituri pașapoarte de liberă trecere pentru 12 zile fix, în afară de cazul când nu mai aruncau ei de bunăvoie și nu se aruncau ei de bunăvoie și ne simte nimeni în apele mișcătoare ale apusului, simțeau cum părta micul organ cel cu bătaia, de inimă vorbesc desigur, sta gata să o zbudească spre cerul libertate dr. Redugo, chiar de-a fi fost ca la întoarcere să reînvețe a plonge o fondiduftă de putea să semneze și pactul cu mitiduță cel cu contractele de vânzare, cumpărare, gata, întocmite pentru orice posibil client, lovit ce ori maestru, într-o vânzare de aproapele, întreprindere rentabile, câștig garantat și o pierdere intimă,
Cambia il tono se uno dei grandi, perché ti dà Miss Jacobson e scende con me sulle teste in peritore e sopra te la cuore e tal per venire su per te ogni. A c'è stato un flasso ciel, è intrato e rispiccato le poveste. E era conosciuta con questa scelta in piazza Anzi, la camera già un sei tazzi di poesie, ma dice guarda che per uscire già della Paris dopo gloriosa vittoria a varie rivoluzioni socialiste tra zombie, la distrò. A questa venisse si auto orale, dal voi spiegato a Dio un ora.